Câte locuri sunt acum în țară de, la ATI? Câte locuri au mai rămas, de fapt? Și dacă, Noi trebuie să știm că locurile de ATI nu apar și dispar. Sunt din paturile de ATI vechi, pe care le aveam pe structura de ATI. 4.000 de paturi de ATI, 3.300 erau complet dotate. Da? Din acelea, 1.532 sau 1.530 rămăsese pentru COVID, care puteau reactivate oricând. Aceste paturi sunt pentru patologie non-COVID pe care le adaptăm la un moment dat în funcție de necesități, crescând numărul de cazuri de COVID. Cred că aceste paturi, eu cel puțin când eram la minister, aveam acele 1.530 de paturi, plus rezervele de 10% din paturi din terapiile intensive de la județ pentru cazurile foarte grave, pe care erau într-o rezervă, plus terapiile intermediare, în condițiile în care aveam inspecția sanitară de stat în fiecare dimineață în terapiile intensive și știam ce număr de cazuri sunt pe intubație, ce număr de cazuri sunt pe CPAP, cu mască, pe aparat, ce număr de cazuri sunt pe o canulă care aduce oxigenul la narină. Și atunci știam care pot fi trecute în terapie intermediară, realizând și numărul de paturi necesare în terapie intensivă pentru cei care necesitau intubație, CPAP sau ventilator mecanic. Bun, dar asta presupunea și muncă de teren, pe care n-am văzut-o cei drept la următorii Am avut abordări diferite. Eu eram un chirurg, a venit un economist. Cred că abordările au fost diferite și aici s-a făcut și diferența. Colegii mei sunt nevoia să știe că sunt susținuți și sunt înțeleși. Și nevoia asta rămâne în continuare, mai ales în momentele critice. Nu mai suntem în acel moment critic al primului val în care nu aveam echipamente, nu aveam medicamente, nu aveam materiale sanitare, nu aveam teste și nu aveam vaccin. Suntem într-un moment în care putem gestiona profesionist, dar condiția este să nu ajungem prea jos. Fiindcă odată pandemia scăpată de mână sau un val scăpat de mână, nu facem decât să gestionăm ce vine din stradă, în spitale. Adică trebuie să facem din ce în ce mai multe lucruri. Personalul este același în condițiile în care un doctor la 2-4 pe ATI înseamnă o atenție. Un doctor la 8-4 înseamnă altă atenție și de obicei cât am vrea noi să fie aceeași, nu putem. Alta este să tratezi 8 bolnavi, să-l supraveghezi continuu și alta să fii doar la 2 bolnavi. Dar de noi depinde câți bolnavi ajung în terapie intensivă.